Mie nu mi se pare oportun ca România să intre de mâine în acest tratat fiscal. România ar trebui să semneze, dar ar trebui să obțină ori o derogare de timp, ori ar trebui să negocieze în mod vizibil o traiectorie până ajunge la acel prag de deficit structural de 1%. Deci ar trebui să semneze oficial, să se angajeze ca într-un termen. Nu mi se pare că avem spațiu de manevră, mai ales că deja noi am agreat. Deci dacă se punea problema de negocieri, discuții publice, trebuia să realizeze înainte ca președintele deja să agreze. Acum mi se pare tardiv. Atunci. Dar ceea ce poate să facă România, și nu sunt sigur că a făcut-o nici în ultima lună, poate să negocieze o traiectorie unică sau diferită pentru România. România este o țară cu economie emergentă, România își dorește să prindă din urmă celelalte țări europene, iar România are o datorie, un raport al datoriei la PIB inferior punctului atractor de 60%, care este unul dintre pilonii țintelor nominale în structura actuală europeană. Și atunci, concret, ce ar trebui să facă România semnând sau adoptând acest tratat fiscal, dar ce ar trebui să negocieze ulterior? România, în primul rând, ar fi trebuit să înceapă negocierea anterior semnării, pentru că a fost această lună în care s-au negociat aceste traiectorii. Acel 1% a fost rezultatul, diferența între 0,5 și 1% a fost rezultatul negocierii. Așa cum în a doua formă de negociere s-a vorbit despre nu o limitare a deficitului total la 3%, ci la 4%. Mie mi se pare că în perioada de 3-5 ani de acum încolo, România ar fi beneficiat mai mult de un spațiu fiscal în jurul 4% decât în jurul 3% și cu această ancoră a deficitului structural. Au fost mai multe teme aruncate în luptă, în poziționarea Aurei. În primul rând, faptul că o astfel de regulă disciplinează politicienii. În primul rând, asta nu este regula, asta nu pune condiții la nivelul granularității sau a destinației cheltuielilor. Deci, practic, îți pune o limită superioară din punct de vedere al volumului, doar că nu-ți spune ce să faci cu banii. Dacă aceiași politicieni care au fost și până acum vor continua cu aceleași abordări, cu siguranță vor lua bani de la investiții și asta nu înseamnă că este un lucru bun. Deci disciplinarea asta nu funcționează, mai ales că mulți dintre cei care perorează în momentul de față la nivelul disciplinării au fost și au condus această țară și în ultimii 20 de ani. Al doilea comentariu este valid. Regula asta are caracter, nu are un caracter prociclic, deci așa este desenată. Doar că există câteva incidente de-a lungul timpului, și vi le explic foarte mult, care, datorită unor mici greșeli de implementare, să zicem, sau a diferenței între teoria frumoasă și practica mai puțin frumoasă, pot să agraveze, pot să aibă această componentă prociclică. Exemplele sunt următoarele. De exemplu, în 97, Gordon Brown a introdus o regulă de deficit structural în Marea Britanie și la câțiva ani a trebuit să modifice ciclul economic, tocmai pentru că nu mai avea spațiu. În anii trecuți, a existat în Marea Britanie, în momentul în care s-a modificat estimarea privind PIB potențial de la 2,5 la 1,5, primul ministru din acel moment a trebuit să reducă cheltuielile câteva zeci de miliarde, exact în perioada în care Marea Britanie era în recesiune. Deci există genul ăsta de accidente, cum ar veni. Mai mult, ciclurile economice nu sunt simetrice. Deci nu e ca în poza din manual. Deci nu este o sinusoidă. Sunt asimetrice, în sensul că după o perioadă de recesiune, care poate să fie destul de prelungită sau adâncă, cum a fost în România, ați avut minus 7 și minus 1,3, să nu intri într-o perioadă de creștere economică normală, ci să intri, cum s-a întâmplat în cazul României, într-o creștere economică recesionară. Deci, practic, îți arată o creștere economică mică, care nu produce locuri de muncă, dar în același timp nu generează suficiente venituri bugetare pe măsura diferențialului de creștere. De exemplu, în cazul României, ca să vedeți concret, creșterea a fost mai mare cu 1%, deci practic s-a prognozat 1,5%, sau
obținut 2,5, dar datorită faptului că a fost pe fondul unui puseu agricol în economia nefiscalizată, creșterea de venituri nu a fost doar cu 0,6% mai mare între o creștere de 7% previzionată în buget și s-a ajuns la 7,6%. Deci mult inferioară creșterii PIB-ului. Deci, practic, nu funcționează simetric. Dacă regula asta este pe o astfel de asimetrie, în măsura în care ieși dintr-o perioadă recesionară și nu intri într-o perioadă de creștere, s-ar putea să ai o problemă din punct de vedere al spațiului fiscal. Deci, spațiul ăsta fiscal să fie suficient de diminuat încât să nu-ți permită ieșirea corectă din recesiune sau să poți să stimulezi economia.